John Gedert, fostul antrenor al echipei feminine de gimnastică artistică a Statelor Unite, s-a sinucis. A antrenorul a recurs la acest gest la doar câteva ore după ce a fost pus sub acuzare în peste 20 de cazuri de agresiuni sexuale asupra sportivelor, dar și pentru trafic de persoane. John Jeddard, în vârstă de 63 de ani, a fost pus sub acuzare în 24 de cazuri de trafic de ființe umane și muncă forțată, agresiuni sexuale și pentru că a mințit autoritățile. Acesta s-a sinucis însă la scurt timp după ce a primit verdictul din partea autorităților, după cum a confirmat chiar procurorul general din Michigan, Dana Nessel. Jeddard a fost antrenorul echipei feminine a SUA care a câștigat Aurul Olimpic în 2012 și fostul proprietar al Twisters Gymnastic Club, pentru sportivi de elită. Faptele s-au petrecut între 2008 și 2018, conform actului de acuzare. La același club lucrase și fostul terapeut Larry Nasser, medicul lotului american de gimnastică condamnat la închisoare pe viață în cel mai mare scandal sexual din istoria sportului american. John Jaddert era acuzat de asemenea că a mințit poliția, în special atunci când a negat că ar fi știut de agresiunile sexuale comise de Larry Nasser asupra gimnastelor de la clubul său. Jedert a fost suspendat de USA Gymnastics în ianuarie 2018.